asta direct acolo. Urcare acum, e țichițachi sau? Hai că mă duc eu primul să o vedeți un pic. Hai că venim acolo mai sus atunci. Ce? E greu, dar făcut. Nu îl fac cu greu. Hai că venim mai sus atunci, să vedem. Care prin pădure sau vele pe drum și pe, pe partea stângă acolo. Sus și acolo iar unde Nu pare așa grea. Nu pare grea așa. Hai. Dă-i. Dă-mi cu a doua. Ha? Cenob dacă mă duc. Au, au, au. Cum ai zis? Cenob dacă stau un pic în spate. A, da, da. Îi dai tu? Ai văzut dacă a apucat să-i fugă, e gata, după aia de greu mai pleacă de acolo. Dacă îl ții, mi-are. Nu a putut. Dar eu fugit acolo, eu patinat. Cred că o sări din piatră, știi? Bă, dacă vreți, ieșiți că aici, aia pești și una. Mă duc după ce. Ei, ce nu e, nu? Da? Cred că trebuie să o iei iar din vale, știi? Numai eu nu m-am oprit, că după aia nu mai puteam porni de acolo. Mere jos și mai dați o dată. Ce? E interesantă. Numai nu știi pe unde să iei la un moment dat. Ia. Păi nu, dar trebuie să știi, rapid să o gândești. Și pe mine, pe mine degetul mic, mă, nu știu care-i baiul. Cred că cum am mers prea mult în picioare și cât a sărit cu el într-una. Când tragi așa de ghidon să mai ridici un pic fața, să nu știi atunci ce te fute. Cred că polizează, Sergio. Vrei să mai dăm și noi tură? N-ai chef. Păi nu, uite că vine. Gaz! Pață! Ha? Trebuie să-l duc cu patul neapărat, că toți copacii mă aruncă. Trebuie să-l desumfli, să-l desumfli un pic. Aici să se desumfli. Da, poți să-l desumfli, că până vin ei. Păi ce o să zic? Păi nu, vin după tine. Da? Și-o zis că vor să mai dea o dată, să mai urce, da. Aici, dacă te oprești, după aia pornești greu, știi? Dar dacă o ții să-i... Prima tură, a văzut cu bacul ăla mare în mijloc. Ia. Yeah. Fix pe ea, nu știu dacă ai văzut. Ai văzut? Da, era mai departe. Fix pe ea, pe ea, ca m-am oprit. Da. Îl mai aruncă tare față, pe piatră. Da. În loc să se muleze un pic, sare, țopăie. Cum acum vrea el? Dar ți-am zis că nici frâna nu prindea bine, că merea bloca roata. Unde fai? Ha? Unde fai de el? Denis? Da, 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 da. Știe, știe. Păcat, te uite, n-are cu cine să iasă. Pe la urmă nici tătele de las, că a ieșit cu noi, am un cădăr, are permis, are remorcuță, vine cu noi. Unde e, frate? Din... Nu, cum a zis oare? E, nu, deci mergi pe Silivaș, cred că de la Silivașul iei... Dacă te trebuie să-i să ia, ia, ia. Nu mai știu cum îi zice la localitate, da? Nu-i departe de Teaca. Opa, ale, la ce am ajuns aici? Ceva monument? Oare? Păi la ăștia, bă.
La ei. Da, mai pleci? Dă-i sandală. Nu, ce fain e făcut aici. Bă, dar invers trebuia să le punem. Așa trebuie pus. Pac. Cumva de acolo ne-i făcut o poză frumos. Ce monument e ăsta, bă? Cât are fain e făcut? Ha? Ce fain e făcut, bă, cu țâglă frumos. Aranjat. Să faci ceva pe aici? Ceva și așa de dragul lor, de în amintirea lor, adică. Ia. Bă, dar ce în colț le-au făcut, mă, omule. Asta e șmecheria? A? Poate arhitectul ăla știa să facă numai colț, știi? Da, da. Da! A, unde e, bă? Păi trebuia să fie aici de mult, că noi acolo nu eram. A, s-a rătăcit? Păi, a schimbat și de. Tot ce vezi în față, trebuie să treci. Ai văzut pe aia cu jeep-ul? Ce? Ce s-a dat gealată acolo? Nu, cred că intră, bă. De aia, m-am oprit, că... Dar să și-i prind, știi? E la drifteri. Nu, nu e trebuie să ajungem. Era să nu mai plece de acolo. Nu e trebuie să ajungem. Nu vezi. Tot ce vezi în față trebuie. Păi am venit toată ziua, clar că avem și toată ziua de mers înapoi, nu? Hai că aici. Zăpadă, bă! Orez cu lapă! Nu ce era acolo pe colț? Hai de plată! Mere, a? Stai așa! Stai că eu am ăsta de... am uitat că ești de la țară și... Când mă bagă ea, o despic tătă, știi? Cum ar veni. Ia. Nu, hai să acolo în ea. Trebuie să ține vreo doi de motor și unul să manevreze asta. Îl lăsi într-o parte, nu? Ia. Păi punem acolo în ea, unde mai sus. Ține-o să-l beac. Cu jumătate. Ei, de acolo am venit, stai? Da. Dar mai sus, mai sus. Chiar la gură trebuie să ții. Vezi, dacă o nimerești cumva să o... Da, nu-i bine așa. Ceva de genul. Da, de asta în gură. Mă să fie... Vezi, nu-i roții. Exact, că e puțin. Lasă mai jos tu de sticlă. Mai jos, mai jos, mai jos. Amu. Tu lăsa tare că fute sticla. Mulge-n vaca. Are? Da, da. Acum da lucra. Ce zici?
nu ai niciun buton să scoți afară să scurgă de copii. Am de la... Vezi, numai să nu curgă pe lângă. Aia mult. Cură? Da, da. Numai cam... Stai că ne-am prins mâna aici, ridic un pic. Cred că trebuie să o punem undeva mai, să fie mai sus, știi? Ca să... Asta. Ha? Păi tot una e. Acolo în ea, uite, e răzor mai mare. Ține de... de ghidon, numai. Și lasă-l culcă într-o parte. Dai. Acum. Da, hai că mere. E sta asta, așa, că uite, curge direct din cădere încă. Mai tare și atunci nu. Nu, mai poți să o țărăsălești. Nu, dacă îi pune. Da, că ridică. Da, de față. Așa, așa, așa. Hai! Mai dai. Numai că știi când ridici de față, duci în spate. Nu, bun. Asta că e bun așa. Nu, hai să-i ridică. Nu, hai, 2, 3, 5. Eu mai cur și pe care. Lasă-o să se uște o țâră. Bă, dacă nu, mă trece și pișarea ce-i drept și... Omule, ăla o bat și vine cu trailer. Da. Hă? Cum? Da, pe sărăcie trailer. Bă, dacă nu, eu mă opresc undeva la spal, la o... Bă, da, dacă este că undeva să avem și noi ușor acces cu mașina, știi? Da, da. Că eu m-am mai oprit undeva prin satele astea și le-au rămas. O, mers-o, mizerie. Mai mere cât mere. Bun, tocmai ce-am făcut un transplant de benzină. Am scos din băcuța mea. S-am băgat la Blacks. A rămas fără benzină pe aici. Eu aveam ceva mai multă. Asta nici nu consumă mult. Deci vă spun, acum nu să-l aud eu motorul ăsta sau ceva. Dar în ce privește consumul, jos pălăria. 350, vă zic, e foarte econom. Deci pentru cine caută un motor, cum am căutat și eu, bun pentru drumeții, ăsta vi-l recomand. Fără niciun fel de reținere. Deci Husqvarna 350, 4 timp. Acum că ce an e, că e mai nou, că e mai vechi, ăsta e 2015. Contează mai puțin. Dar ca motoare, motorul ăsta cam știe să le facă pe toate. Dacă vrei să faci hard enduro, te ajută. Bine, până la un punct, e și el cum să zic eu, limita până la urmă e talentul tău, dar na, și motorul te ajută până la un punct. Motorul ăsta e pentru trasee din astea mai lungi, gen plimbări, știu eu, să merg pe urme, prin pădure, pe trasee, nu neapărat hard enduro, patinat pe puraie și așa, dar eu vă zic că am făcut cu succes și treaba asta, adică am făcut cu el hard enduro, am fost pe puraie, am fost la concurs, dar nu m-a dezamăgit. Deci motorul s-a comportat perfect. Nu că am eu acum să aveți, Doamne, dar ăsta e adevăr. Și eu cred că pe mulți pe care te-ați putea întreba, au avut 350 în 4 timp, acum KTM sau Husqvarna, din ce am înțeles, sunt foarte asemănătoare. Pot să vă spună că
Nu-s motoare deloc grele. Nici nu-s pretențioase. Eu bag în el benzină de 95. Deci nu-i musai benzină de 100. Așa, cel puțin așa mi-o recomanda mecanicul, că zic că nu trebuie neapărat benzină de 100. Aia e cumva mai uscată și explodează mai repede, să zic, sau mă rog, aia e mai recomandată pentru curse sau știu eu. No, da, chiar îți mulțumit de el. Îl am deja de mai bine de un an. Cred că l-am luat anul trecut prin, nu, acum 2 ani, prin noiembrie, în 2021. Noiembrie, decembrie, ia cred că noiembrie l-am luat. Că atunci a fost primul an când am luat motorul ăsta și eram pe o ieșire pe Noroi. Mi s-a încărcat roata față până sus la aripă aproape. Așa tare, bine, nici eu nu știam să merg, dar așa tare se lipea noroiul. Că mi l-a adunat până sus la aripă aproape. Spatele iarăși tot așa s-a încărcat. Deci a fost greu atunci. Prima ieșire pe așa noroi, sau hai să zicem prima iarnă cu noroi, cu zăpadă, cu din alea, a fost greu. Dar motorul merge bine, nu a fost problemă. Pentru, cum ziceam, pentru cine dorește să-și ia un motor, îi plac motoarele și dorește să-l ia pentru plimbări, pentru drumeții, pentru știu eu ce, cum că e la munte, că pe zona de deal sau pe unde îi, eu vi-l recomand cu drag. În ce privește consumul, în ce privește motorul, cum merge, puterea pe care o are, toate sunt suficiente și consumul e mai mult decât bun, să zic așa. Și de mers, uite la el cum merge. 45 de cai, scrie că are de fabrică. Acum am eu ce modificare ar avea de evacuarea asta sport. Evacuare de KTM cu powerbomb, ceva diametru ceva mai mare și finala un pic mai scurtă decât originala. Acum, diferența pe care am observat-o eu cu galeria asta și cu toba e că motorul răspunde mult mai repede la accelerație. Îl ajută să-ți ia mai repede turele. Vin băieți în spate. Deci vi-l recomand cu drag. Nu-s motoare rele deloc. Iar a început să mi se încleșteze. Trebuie întinse, date pe spate aici, în ea, tendoanele astea. Eu am început-o mai tare să mă acomodez cu el și să văd ce poate. I-am făcut mici modificări ce ține de aspect, i-am pus protecții, l-am făcut așa pe placul inimii mele, să spun așa. Am avut și o problemă cu pornirea la el, dar am rezolvat-o. Era o chestie foarte minoră la care nu m-aș fi gândit, un contact imperfect. No, da, asta e.
Ce v-aș recomanda pentru cei ce aveți enduro sau cross-ul sau ce îi? Am mai mult enduro, că pe ăsta este mai mult o instalație electrică. Verificați-vă tot timpul mufele să fie curate, să nu fie oxidate și să facă contact bun la îmbinări. Releele și toate. Pentru că eu problema asta am avut-o și na, e o chestie mică care îmi dădea bătăi de cap. Mai ales că ăsta are numai pornire la butor. La ăsta nu am pedală. Ce mai vreau să zic, asta e prima ieșire cu casca nouă. O am luat o cască de la O'Neill. Un Sierra R V2 sau 2.1, așa ceva. Mă rog, V23, așa, V23 parcă o-i. Eu am luat varianta de gri cu negru și gri închis cu negru și cu roșu, cu ceva elemente roșii. Mi se părea că arată foarte bine. Și e o cască cumva pentru touring, enduro touring, să zic așa, pentru că are vizieră. Sau chiar și pentru ATV, la fel se poate folosi. Are, pe lângă că arată exact ca o cască de enduro, are și vizieră și ochelari fumurii. Deci la asta nu trebuie să folosești ăsta ochelar separat, pentru că are ea direct vizieră. Eu cum filmez, mie, cum să zic eu, poate nu e cea mai bună opțiune în ce privește hard enduro, pentru că e o cască destul de grea, să zic așa, are undeva la, na, nu mai știu exact, dar o să vă scriu un pe ecran undeva cât are, ce greutate, că nu mai știu exact. Da. Și am trecut pe aici în Iași, dar am comorât de acolo în cimitirul ăla de Amoca. Hai să-mi închid viziunea. Deci cum ziceam, am luat casca asta pentru că eu cum filmez, tot timpul filmez și așa, mă duc de obicei în spatele băieților și vin porțiuni unde îi drum cu praf, unde îi noroi, o urcare rapidă sau ceva și mai moale, îi noroi și așa cu viziera, uite cum e și aici, se face praf pe drum. Cu viziera una, două, o trag jos, nu mai îmi intră praful nou, nu trebuie să mă opresc. Deci ca să închei partea de cu casca, foarte ok casca. Deci pentru ce îmi trebuie mie, așa cum am gândit-o, mă descurc perfect. Ea se închide destul de etan și viziera și tot. Poate la vară o să fie un pic aiurea că atunci când o să fie foarte cald, dar ideea e că viziera, ochelarii, tot e demontabil de pe ea și o pot face ca o cască normală de enduro. Mamă, ce glod am intrat acolo. Ce lacuri, frate. No, de cazul asta ai belit-o. Mamă, mă, dar ce lacuri sunt pe aici. Asta nu e mare numai. Asta că e verde apa deja. E de mult.
testat în cap foarte bine. Și de aia ziceam că poate nu e cea mai recomandată pentru hard enduro, având în vedere greutatea ei. Cred că vreun kill 600, 70, 60, pe acolo are. No, un Arrow, de exemplu, un Arrow, nu știu, Twist sau careva, și ăla are vreun kill 200, 300, cred că are și ăla. Dar pentru mine nu a contat așa de mult greutatea aia, având în vedere ce trebuie să fac eu cu ea. No, ca și prindere a camerei pe cască, am folosit plastelină din aia de la Subru, de negru. E o plastelină din asta adezivă care o frământ un pic înainte să o folosești. După aia o modelezi, lipești ce vrei tu și ea se întărește în timp. E ușor elastică, dar foarte puțin, să zic așa, nu se întărește, nu se betonează. Și destul de ok. Și am lipit o prindere din aia de ghidon, ca să lipesc, deci am lipit de cască cu subrul ăla o prindere de ghidon, am rotunjit-o un pic pe margine, am făcut-o un pic cum aveam eu nevoie, cum să potrivească pe cască să fie ok. Am pus subrul. Am pus subrul și uai. Și am l-am modelat, sunt tărit și acum e ok. Am mai prins câteva. Câteva piciorușe de distanțiere, să zic așa, să ridic camera un pic mai sus, să fie la un nivel ca eu să o pot vedea când filmează și când se oprește și așa mai departe. Și cam asta e. Plus i-am atașat și un microfon, un Rode SmartLav Plus. Bineînțeles, ăla cu un mic adaptor de la GoPro și încă un mic adaptor ca să citească pe ăsta, cum zice, să citească microfonul. Microfonul vine de la cei de la Rode cu 3 din alea pe pinul ăla, 3 din alea negre, zone de contact sau nu știu cum se numesc alea. Și trebuia cu un adaptor, că adaptorul de GoPro recunoaște numai pe cel cu două. Urcat, dar așa, în dreapta. Știi. Păi pe acolo, pe la urminii și alea mari, știi? Pențele alea, le urcă toate. E bun pe vitoză. Da, pe span, da. E și micuț. Ia, am pus și eu, da. Păi, sunt mai mulți care pun, știi? Râta. Eu am și eu la asta, ne-o o restanță. Asta în ea din stânga au făcut-o Leo, amu. Ia, recent. Pe unde-i dă netea, da? Ai, gata. Acolo zice că ultima... Uai. Fuhu, ce poșete e, da? Bine, bă!
Eu n-am dat destul, amu. Da. Acolo trebuie să ai demaraj. Zici că nu așteptam momentul când să trag de gaz. E grea, e grea. Vine Denis. Hai, hai. Oa, opa. Bine, bravo, bravo, bravo. Acolo e greu, mă. E greu, da. Și de contea. Ce zboară duce? E gata. Am vrut să fac și eu stopii, da? Sunt departe. Mă, furcată-ne. Aici eu n-am putut, da? Cu asta am eu o problemă, cu ținutul urmei. Nu, nu pot nici cum să țin urmă. Văd aici, acolo, tu nu mai vrei nici gumă, nu? Nici n-ai tu gumă. Nu mai vrei. Acum, de prima dată la asta, era altceva. Dacă ai avea gumă să sape un pic. Și acum vezi că să și sfarmă, e pământ așa. Da, nu. De moca. Pe partea asta. Mamă, ce eu la care, bă, nu era când la Sebi cu Yamaha. Ba, da, eu era. Eu vin la bani. E urât cumva acolo finalul. Și că trebuie să ții urmele alea, mă. Eu aia nu... Eu cu aia nu mă împac cu... Bă, dar și pe asta de aici, cât o să încearcă, se face mai ușor aici, mai jos, sau... Da. Aici sunt două sărituri unde pierd. Nici cum nu pot să țin constant. Uh-huh. Ați gătat cu culesul? Mai aveți încă? Hai, mamă. Acum trebuie să... Trebuie să bagi tare zilele astea, ca nu se iară ploi de pe miercuri, parcă. Ai male? Trebuie să aștept să-ți vinte. Noi am gătat, că n-am avut mult 10 hectare numai. Rapid am... Știi că mai ai benzină. Mm. Și așa la o zi cam cât faci dacă mere treaba? Ia? Și n-ați apucat atunci pe înghețat să... Am făcut, dar n-am mai avut loc în hală. Aaa... Am înțeles. Ce am azi mai vândut din ei sau încă îi ține? Și umiditate cum să ieși? Ha? Nu se cumpără? Umiată pe adevărat sau ceva? Ce? Nu. Nu, mereu. A, pe bine, ele au oameni, așa, nu? Aha. Și mai am în hală rămas. Și cu remorcă numai cu aia care? Mi-a luat am una de 10 tone. Da. Dar nu e asta de aici. Pe o axă? Da. Pedaua. Pedaua. Da. Da, da, da. A, tandem. Cu un, la camion mare am dat cu un leu plus 8%. E bine, eu. E bine. Și așa la 5-6 toni am dat cu 1,60. Un leu și... Nu i-am dat, că i-am făcut atunci meditatii cam 19, aveau 19 cu 3.
Am dat cu 97 de bani, eu venit cu tăcuia 8 la asta. Bun, dar era, după aia am mai crescut un pic preț. 2, cam așa. Da. Nu ai, nu, zona noastră nu se face. Trebuie cu FAO mic și cu FAO mic nu fac producție. Ce-i bag pula? Ah, picioarele mele. Am crampă. Stai că am crampă. Nu. Nu m-a lovit. Am luat-o când pe deal, când pe vale. Că am făcut o trântă. Da, și dai gazul ăla, bă. Ce faci? Nu stai pe loc. Poate o nici o tată n-ai. Tu ai Hristos asta. Stai că? Stai să-ți vedea filmarul ăla. Ha? Vrea filmarul. Da, mergi. Da. Cum are? Husbana, aia a fost. Asta a fost amă. Da, de la ce se închide ecranul. Da. Sper că se aude bine. Pa, pa. Ce? Ce ai zis? Ai zis ceva? Am un băieț. Am ajuns la finalul zilei. Am spălat motoarele și le pregătim de îmbarcare în remor și acasă. Le-am pornit un pic să usuce. Să verific. Gaz, gaz, ăsta e tare frumusel. Atâta de ușor e motorul, am dat și eu urcare cu el astăzi. Și nici nu-l simt sub tine. Așa e de ușor. Mere, fain. Stai în picioare pe el.
Știi ce? Să vină după mine după mașina. Vine el? Dar nu pui remorca la Denis. Nu, cap. Oare, e îngustă? Dă-ți că dacă place. A, da, da, da. Nu vreau să-l fac. A, bine, bine, bine. Da. Pa. No, cam asta a fost. Merem acum, îmbarcăm în remorci și ne ducem către casă. A fost o ieșire destul de lungă. Am făcut, estimez eu la câtă benzină am consumat, cred că am făcut către 120-130 de kilometri, cât de bine. Cam așa estimez.